la Consiliul de Credință. Domnul Ivancescu Gheorghe, prezent. Domnul Vosioi Benoane, viceprimar, prezent. Voicu Florin, prezent. Antoi Florin Florin. A anunțat că nu poate să vină, la ultima oră l-a anunțat patronul lui că nu poate să vină la ședință. Deci este absent. Guvernul noastră motivat. Loc Liviu, prezent. Artan Adrian, prezent. Apostol Adrian, prezent. Nou Ion, Ghiuș. Prezent, mă nu. Era aici. Ghiuș Ioan Tran, prezent. Loc Sorin, Ghiuș Ioan, prezent. Bunica Aurel Cielu, prezent. Tuz Constantin, prezent. Mara Elie, delegat să fie. Delegat. Doamna Văstire, am vedere că mare majoritate de consilieri este prezentă și este ocupată de încătura în consultații instituții legale. Vă aduc înainte de asta la cunoștință că în Danua este prezentă mass media prin televiziunea exclusiv TV, a căruia reprezentant domnul Ungureanu Eugen, pe care foarte, foarte mulți îl cunosc, dacă nu toată lumea de la televiziunea Favorit. E un om de cultură din zona orașului Onești. El nu poate să participe astăzi, ca să răspunde, pentru că are o altă ședință într-un alt, la o altă autoritate publică locală. Vă aduc la cunoștință că a fost acreditată la autoritățile publice locale această entitate mass media, așa cum prevede legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Și ne face plăcere să-i primim în rândul. Pentru condiția lucrurilor de ședință, vă rog să faceți propuneri pentru un președinte de ședință. Cine propune? Propun pe domnul Benoni, vă să da. Mai sunt alte propuneri? Da. Nemai fiind alte propuneri, vom să spune la vot. Cine este pentru? Da. Domnul Benoni, vă rog. Ordinea de zi a ședinței de în ziua de astăzi. Să începem cu punctul 1. Raport privind activitatea de protecție și asistență socială desfășurată de anul, în anul 2015. Raportează Tatiana Sabie, nu consilier. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității de protecție și asistență socială. Inițiator Gheorghe Olariu, primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 3/2015. Inițiator Gheorghe Olariu, primarul comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli anul 2015. Inițiator Gheorghe Olariu, primarul comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al comunei Coțofănești cu obiectivul de investiție în ființare parc recreativ în sat Borșan, comuna Coțofănești, de Bacău. Inițiator Gheorghe Olariu. Și punctul 5, punctul 6, diversia asta. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și supuneți la vot, da? Toată lumea este de acord, nu s-a ținut. Procesul verbal la ședința anterioare, dacă luați. Da? Atunci spuneți la vot dacă sunteți de acord cu procesul verbal de la ședința anterioară. Da, dacă nu este de acord. Primul punct. Raport privind activitatea de protecție și asistență socială desfășurată de în anul 2015. Doamna Sărbă. Activitatea de protecție și asistență socială. În primul rând, ce vreau să vă spun de la început. În primul rând, să spun bun venit mass media la ședința Consiliului Local al Comunei Coțofănești. Să ai un nou, un partener de colaborare și de cooperare, dacă vreți. Ne bucurăm și vă așteptăm și la ședințele viitoare în care să vedeți activitatea Consiliului Local al Comunei Coțofănești, preocupările executivului Comunei Coțofănești și al Consiliului Local Coțofănești în ceea ce privește toate domeniile de activitate, începând la domeniile economice până la domeniile sociale, culturale, sportive și altele. Deci, încă o dată, bine ați venit și ne bucurăm de prezența dumneavoastră în mijlocul nostru aici.
Și acum o să dau citire primului punct al ordinii de zi. Activitatea de protecție și asistență socială. Constituția României situează pe prim plan familia, drepturile și obligațiile părinților de a asigura creșterea, dezvoltarea și educarea și instruirea copiilor. În cuprinsul Constituției României sunt prevăzute drepturi fundamentale ale fiecărei persoane, ca dreptul de viață, dreptul la o clipire sănătății, protecția copiilor și a tinerilor, protecția persoanelor vârstnice, protecția persoanelor cu dizabilități. Una din obligațiile statului este aceea de a asigura protecția cetățenilor săi, obligație ce formează conținutul raportului juridic de cetățenie. La nivelul comunei, Consiliul Local ca organ deliberativ și primărie ca organ executiv poartă răspunderea în soluționarea tuturor problemelor care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor. Activitatea de protecție și asistență socială s-a desfășurat în contextul respectării legislației în vigoare. Până la data de 28.10.2015 au fost întocmite un număr de 1330 anchete sociale, din care 32 pentru Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap, anchete psihosociale, reevaluarea copiilor cu dizabilități, Comisia pentru Protecția Copilului 98, 24 anchete sociale pentru acordarea ajutorului social, dosare noi, 926 anchete sociale pentru reactualizarea dosarului ajutor social și alocație de susținere, 11 anchete sociale pentru judecătoria Onești, 21 anchete sociale pentru programul Euro, achiziționarea de calculatoare, 28 anchete sociale pentru acordarea bursei Bani de Liceu, 162 anchete sociale rechizite școlare, 28 anchete sociale poliție. Activitatea de protecție a copilului s-a desfășurat în contextul respectării codului familiei și a legii numărul 272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului. La nivel de comună sunt instituționalizat 8 copii adulți cu handicap, din care 4 copii la Centrul Alexandria Onești și 4 adulți, din care 3 la CRNP Răcăciun și 1 la CRNP Comănești. Pentru copiii aflați în situații de risc, sunt întocmite plan de serviciu unde se urmărește situația familiei și copilului sub raport social, educațional, medical, juridic și psihologic. O altă categorie de persoane care beneficiază de protecție socială sunt persoanele aflate în grade de invaliditate. Aceste persoane, datorită unor infirmități pe care le au sau diverse boli, nu își pot realiza existența zilnică, fapt pentru care este necesară intervenția statului pentru acordarea unor facilități acestor persoane. Cadrul legislativ care reglementează aceste drepturi este legea numărul 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, măsuri ce au ca scop prevenirea, atenuarea, înlăturarea consecințelor profesionale, economice, sociale ale handicapului prin depistarea activă și operativă a persoanelor cu handicap, asistență medicală și educație normală sau specială a persoanelor cu dizabilități, orientarea școlară și profesională, calificarea sau sprijinirea încadrării în muncă și integrarea socială a persoanelor cu handicap. Persoane cu handicap sunt acele persoane care, datorită unor deficiențe senzoriale, fizice sau psihice, nu se pot integra total sau parțial, temporal sau permanent, prin propriile lor posibilități în viața socială și profesională, necesitând măsuri de intervenție prin protecție socială. La nivel de comună avem un număr de 71 persoane cu grad de handicap și aici ne referim la grad de handicap grav, accentuat și mediu, persoane care beneficiază de drepturi și protecție conform legislației sus menționate. Menționăm că un număr de 24 de persoane cu handicap grav, din care 4 copii și 20 de adulți, beneficiază conform articolul 42, alinia 2, din legea numărul 448/2006, de indemnizație în quantum de 777 lei de la 1 iulie 2015, acești bani sunt acordați din bugetul local. Și în continuare este necesar ca și cu ajutorul cadrelor medicale să fie depistate persoane cu deficiențe, să fie orientate spre expertizare către Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap Bacău. Altă latură care vizează activitatea în domeniul asistenței sociale este soluționarea cererilor privind acordarea prestațiilor sociale care se materializează în alocații de stat, alocații de susținere, ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinței și ajutoare de urgență. Alocațiile familiale se acordă familiilor copii și au în vedere creșterea și educarea acestora. Menționăm că din aceste alocații beneficiază copii cu vârste de la 0-18 ani. În acest an au fost întocmite un număr de 64 dosare alocații de stat conform legii numărul 61/1993. Cadrul legal pentru acordarea alocației pentru soția familiei este legea numărul 277/2010,
Este o formă de sprijin pentru familie cu venituri reduse, precum și stimularea frecventării de către copii de vârstă școlară aflați în îngrijirea familiilor a cursurilor unei forme de învățământ organizate potrivit legii. De la punerea în aplicare a legii și până în prezent au fost organizate în registrul special un număr de 410 dosare, din care dosare în plată la sfârșitul lunii octombrie 217, cuantumul alocației de susținere variază în funcție de numărul de copii și de veniturile familiei. În acest an au fost înregistrate și aprobate de către AJPIS Bacău un număr de 7 indemnizații pentru creșterea copilului în vârstă de 2 ani, respectiv 3 ani, pentru copilul cu handicap conform legii numărul 48/2005. Ajutoarele sociale. Se acordă persoanelor sau familiilor ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime. Începând cu anul 2012, pentru menținerea dreptului de ajutor social, familiile beneficiare au obligații legale față de bugetul local, conform prevederilor legii 23/2003, privind codul fiscal de a achita impozitele pe clădiri. Beneficiarii de ajutor social au obligația, conform legii, de a depune la dosar, din 3 în 3 luni, cerere, declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială. De a prezenta din 3 în 3 luni adeverință de la ATOFM că nu au refuzat nejustificat oferta unui loc de muncă corespunzător sau participare la un program de pregătire profesională. Menționăm că la nivelul local au fost organizate cursuri de formare profesională prin POSDRU, proiecte cofinanțate prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial, Dezvoltarea Resurselor Umane, AXA 6:2. Beneficiarii devenit minim garantat au absolvit cursuri de proiectorie, zidar, pietrar, tencuitor, electrician, antreprenor, cursuri de limbă italiană. Menționăm că în cursul lunilor august-septembrie 2015, un număr de 10 persoane au absolvit cursuri de vânzători organizate de ATOFM Onești. Vă informez că în perioada pe care o analizăm, ianuarie-octombrie 2015, sunt înregistrate în registrul special de la punerea în aplicare a legii un număr de 1074 de dosare. În acest an au fost aprobate un număr de 224 cereri din total 279 dosare în plată la data de 31.10.2015. Menționăm că din anul 2011 plata ajutorului social se face de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Bacău. Verificarea și monitorizarea acestor ajutoare, precum și a alocațiilor de susținere, se face de către AJPIS Bacău. În acest an, beneficiarii devenit minim garantat și a alocațiilor de susținere a familiei au fost verificați de AJUFM dacă li s-au eliberat adeverință din 3 între 1, conform legii la bănci, dacă dețin depozite bancare mai mari de 3.000 de lei, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, dacă lucrează cu contracte de muncă, precum și la ANF, Agenția Națională a Finanțelor. Acolo unde au existat suspiciuni, li s-au emis decizii de debite. În anul 2014 au fost recuperate, suma de 5.544 lei, vorbind de RON, reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței. Conform actului normativ sus menționat, beneficiarii de ajutor social primesc și suma de 58 de lei ajutor pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece, noiembrie-martie. Pentru sezonul rece 2014-2015 a fost achitată suma de 35.728 lei ajutor pentru lunile noiembrie-decembrie 2014. Deci pentru cele două luni, pentru noiembrie și decembrie 2014. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, a intrat în vigoare ordonanța de urgență numărul 107/2006, privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței altor persoane și familii, altele decât cele beneficiare devenit minim garantat. Pentru sezonul rece, noiembrie 2014, martie 2015, au fost înregistrate un număr de 168 cereri, din care în plată 168. Menționăm că s-a plătit suma de 27.771 lei, bani din transfer de la bugetul de stat. Ajutoare de urgență. În acest an, conform hotărârii Consiliului Local, numărul 22, din 30 aprilie 2015, au fost acordate un număr de 4 ajutoare de înmormântare, cu suma totală de 3.000 de lei. În conformitate cu prevederile articolului 38, alineat 3, din hotărârea Guvernului 15/2015, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială a aprobat 2 ajutoare de urgență la nivel de comună cu suma totală de 5.500 de lei. Acum aici o să fac o paranteză, acolo unde sunt cazuri deosebite, cu diagnostice destul de
neplăcute, vorba de cancer, de alte diagnostici destul de severe. Noi putem să-i ajutăm, să-i îndrumăm către Bacău, cum Bacău, și acolo li se aprobă. Deci noi numai propunem și dumnealor, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, aprobă. Chiar ultimul acum care i-a aprobat, să vă spun, chiar ați amționat, pentru soția lui Cristi Zahăr, de la teren. Ea are o formă de cancer mamar. Operație pe corp. Operație pe corp. Da, exact. Are două bypass. I s-a aprobat 30 de milioane de lei. Deci vechi. 3.000 de lei bani. Chiar și un stent e 80 de milioane. Da, bineînțeles că nu acoperă toată cheltuiala, dar măcar e un ajutor, știu, un pas înainte. În conformitate cu prevederea articolului 38, alinea 3, din hotărârea de guvern, asta am spus. În prezentul raport v-am prezentat doar o parte din formele de protecție și asistență socială cele mai semnificative. Va trebui ca și pe viitor să existe o permanentă colaborare între toți factorii responsabili pe plan local pentru a acționa cu operativitate în generarea soluționării operative a situațiilor care vor apărea. Și aici vă spun instituțiile care trebuie să facă front comun în depistarea problemelor sociale. În primul rând este primăria ca autoritate publică locală, ca administrație locală, după care vine școala, vine dispensarul primar, și, de ce nu, biserica. Deci toate aceste 4-5 instituții care funcționează pe raza unei comunități trebuie să-și dea mâna pentru a face front comun în ceea ce privește rezolvarea problemelor sociale care se ivesc pe raza unei comune și chiar aici în materialul acest, am avut cazuri în care am avut incendii, care locuințele au ars, au fost nevoiți, neavând un suport financiar semnificativ sau chiar deloc, cei care s-au aflat în aceste situații, să reconstruim locuințe pentru a nu rămâne sub cel lider. Acesta a fost materialul și cu nevoința dumneavoastră să dau citire și proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității pe linie protecție și asistență socială. Văzând expunerea de motiv a domnului Orariu Viorel, primarul Comunei Coțovănești, având în vedere raportul înregistrat la numărul 5645 din 28-a 2015, al doamnei Savin Tatiana, consilier și asistent social, având în vedere prevederile legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat, având în vedere prevederile legii numărul 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, văzând raportul de avizare al Comisiei de Specialitate al Consiliului Local Coțovănești, în temeiul articolului 36, aliniat 6, litera A, punctul 2 și articolul 45, aliniat 1 din legea numărul 15/2001, republicată, a administrației publice locale, propun spre ca proiect de hotărâre. Articolul 1. Până pe data de 31-12-2015, cu sprijinul cadrului medical din comună, se va reactualiza evidența persoanelor care necesită protecție specială pentru a fi îndrumate în vederea expertizării și de a beneficia de prevederi legii numărul 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Dar punctul 2. Cel puțin o dată pe trimestru sau ori de câte ori situația o impune, vor fi organizate vizite medicale la domiciliul persoanelor cu handicap grad 1 de invaliditate, cărora li se va asigura asistența medicală rapidă. La punctul 3. Persoane cu handicap grad 1 de invaliditate li se va acorda în mod gratuit o căruță de lemne de pe pășunea împădurită a comunei până pe data 31 ianuarie 2016. Aici iar vreau să iau cu o completare. Multă lume a înțeles că le ducem noi căruța de lemne acasă. Nu avem atâtea atelaje. Deci noi aprobăm o căruță de lemne și rudele apropiate, fie nepoți, știu eu, cumnați, da? Pot veni și luăm căruțele. Acolo chiar unde sunt cazuri speciale deosebite, putem interveni noi. Deci la persoane cu handicap gradul 1. La punctul 4. Se va ține o evidență corectă cu toate modificările legale ce apar a dosarelor ce include persoanele care beneficiază de prevederile legii numărul 416/2001 cu modificările și completările ulterioare. La punctul 5. Se va urmări ca în continuare ca împreună cu
conducerile școlilor din comună și cu sprijinul organului local de poliție să fie identificat toți copiii probleme de pe raza comune care provin din familii dezorganizate. Fără părinții sau părinți, sunt în imposibilitatea de a le asigura îngrijire, întreținere și educare pentru a le asigura protecție socială în condițiile lege. La punctul 6, se vor acorda ajutoare de urgență bănești persoanelor cu venituri foarte mici aflate în dificultate în funcție de fondurile financiare prevăzute la acest capitol. Și mai veniți-mi eu cu o completare. La punctul 7, se vor depista persoanele care nu au acte de stare civilă emise, mă refer la certificat de naștere și carte de identitate, și îi vom ajuta și vom sprijini pentru a intra în legalitate. Și la punctul 8, în grijă domnului secretar al Comunei Coțovănești, prezenta autorere se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Coțovănești, Consiliul Local al Comunei Coțovănești, referentului social din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Coțovănești. Vă mulțumesc că acesta a fost materialul și partea a doua, de fapt face parte din punctul 2 din ordinea zi, este proiectul de hotărâre privind proiect de hotărâre privind măsurile ce se impun pentru rezolvarea problemelor sociale de raza comunei. Domnul președinte, dumneavoastră, doresc cuvântul și să continui la structura de ședință. Deci, de fapt, și punctul 1 și punctul 2 s-au discutat într-un singur punct. Acum, ce vrei eu? Comisia. Comisia validează elaborarea. Da? Da. Spune-mă, vă scuți. Discuți. La vot, votarea comisiei. Deci, dacă am spus de vot. Așa. Acum ai discuții, corect. Da. La asta m-am referit, la dacă cineva are ceva de spus, dacă cineva consideră că nu s-a făcut cât trebuie să facă, etc. Vorbim foarte bine că putem să ajutăm pe cei în nevoie, dar am consultat lista cu beneficiarii ajutoare sociale până la septembrie. A fost afișat acolo pe perete, am consultat-o. Vreau să vă aduc la cunoștință că sunt multe persoane care se găsesc în lista beneficiarilor cu ajutor social care sunt plecate. Sunt plecate de sănătate. În informații pe care le am fost și m-am interesat, m-am format, sunt mulți plecați de circa două luni de zile, două luni jumate, o luni jumate. Nu vreau să fiu eu tocmai necredincios, dar ar fi bine totuși să nu le mai dăm bani atât timp cât sunt plecați. Eu știu că sunt necăjiți, am citit și reglementările și pastrii 16, am văzut că e vorba de nu pot fi date ajutoare sociale jos, mai ales dacă nu au venit un venit anual de 1.000 de euro, persoane, 2.500 de euro familie, dar cei care sunt plecați în localitate s-au dus acolo să câștige niște bani. Mă refer, pot să dau câteva exemple, nu cu nume. Avem persoane care au păzit vacile pe la Urechești, au contracte făcute cu cetățenii comunei Urechești, proprietari de animale. Se regăsesc în lista beneficiară cu ajutoare sociale. Aș vrea, după ce o să faceți, probabil că o să demarați o anchetă socială. În urma anchetei sociale, la ședința următoare, ne comunicați și nouă Consiliul Local. Și ați fost dat, da? Nu, nu, păi. Mai aveți ceva să spuneți? Da, vreau să spun. Mai ziceți. Așa. Aș vrea să mai studiem un pic și lista cu amenzii. Sunt foarte multe persoane care au amenzi, au procese verbale de contravenții. Pentru. Multe au pentru lemne. Vă rugăminte. Haideți să terminăm cu asistența socială. Și la urmă la diverse. Nu e legat, e bine. Nu știți ce vreau să spun. Păi nu, vorbim de amenzi acum. Vorbim de amenzi. Păi, domnule, e legat, credem. Eu am zis că la urmă la diverse. La diverse, la urmă discutam despre amenzi. Hai să vorbim acum, că e vorba de punctul respectiv. Așa. Ei, ba este, domnule, noi la persoanele astea le dăm și ajutoare din încălzire. Aici vreau să ajung. Deci, haideți să ne uităm un pic proces pe amenzile alea. Și atâta timp cât omul ăla are 10, 20, 5 amenzi contravenții, pentru că au fost găsit cărând lemne, haideți să nu mai dăm lemne. Haideți să nu mai dăm ajutor de încălzire. Deci nu o zic cu răutate, dar haideți să încercăm să-i corectăm pe oamenii ăștia, într-un fel. Cum putem? E greu de corectat, că vedem ce se întâmplă. Dar aș vrea și
În contextul ăsta, aș vrea ca la ședința următoare, dacă s-ar putea să puneți la dispoziția Consiliului Local și lista cu amenzi. Și de circulații, și pentru lemne. Adică să o consultăm, să ne uităm pe ea, poate vine și altul cu o părere, poate mai știe și alt coleg ceva despre persoana respectivă. Haideți să încercăm să-l punem în legalitate și să intrăm în urmă. Vă rog, mulțumesc. Cate ca domnul președinte. Cu plăcere. Acum, ce pot eu să vă spun dumneavoastră? Vă rugăm minte, la sfârșitul ședinței, dacă puteți să ne ajutați, fiind și viceprimarul comunei, o rugăminte mare. Veniți și dați câteva detalii să ne ușurați nouă munca. Poate noi ne cunoștim pe cauză, nu ne dăm seama. Poate am comis ceva. Asta e rugămintea mea ca... Avem compartiment de astăzi. Da, poate comite ceva fără să ne ajutăm, că suntem totuși consilieri. Suntem o mână de oameni care noi reprezentăm comunii. În spiritul ăsta am și solicitat avem amenzile. Chiar vă așteptăm la urmă cu o listuță cât se poate de mică, dar... Vreau să-i răspundă. Așa cum am prezentat în materialul de la prezentă din ființă la primărie pentru a depune acea cerere și declarație pe care ea răspunde. În momentul când beneficiarul, titularul nu vine pentru a depune acea cerere, dosarul îi se suspendă. Iar cu cei plecați în afară, să știți că nu ne vin liste. Eu și mă dau așa. Au fost suspendat dosarul lui Beldiman, a fost plecat. A fost suspendat dosarul lui Bârzoiu Cătălin, a fost plecat. Sunt suspendate dosarele lui Onofrei Marian. Sunt plecați, s-au făcut verificări. Dați-le dumneavoastră alt nume să vă spun dacă beneficiază sau nu de ajutor social. Deci chiar vreau să văd lista de la dumneavoastră când noi mergem în control. Iar luna asta se depune a patra cerere la dosar. Cei care nu se prezintă, deci noi nu primim soția să vină, vine titularul de ajutor social. Deci nu a venit, începând cu luna noiembrie, dosarul se suspendă. Timp de 3 luni de zile. Da, eu știu. Deci, am citit legea, știu că la 3 luni de zile. Deci, dumneavoastră, trebuia să fi venit înainte. Deci, sunt prezentați o listă. Uitați, doamnă. Persoanele respective sunt plecate. Doamna, două exemple cu cei care s-au dus la vaci. Care și-au avut venit, nu pe raza comunei. Credeți-mă că dacă erau luat vacile la Bârca sau la Cotor și la Poșan, chiar n-avea nimic împotrivă. Dar atâta timp cât ei au fost plecați. Sunt plecați din primăvară. Despre cine vorbim? Cu Șerban Suraj, Borcea de pe la Bâlca, Borcea îi păzește vacile pe la ureche. Deci nu spun greutate, deci nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu, m-am informat. Acum m-am informat. Acum am aflat. Aceste persoane din 3 luni merg la Onești să aducă adeverință de la forțe de muncă. Tot la fel, dacă nu li se dă adeverință, nu mai beneficiază de ajutor social. Uitați, luna asta, 100 de persoane pe data de 6-11 au mers la forțele de muncă. Deci nu vreau să fiu înțeles greșit. Deci suma este modică. Deci o persoană singură ia 142 de lei. 10 lei dă la medicul de familie. Mai dă 5 lei pe inseroc sau ce mai are. Și mai dă 10 lei pe când merg să cauți un om la treabă. În toamna asta m-am confruntat cu situațiile astea. Deci nu vin la treabă. Da, nu vin la treabă pentru că ei și-au finit ăsta, mi-e garantat. Adică o chestie, când îți mai și-o spune, du-te-o de aici. Și plus de asta, uitați, noi îi verificăm în fiecare lună la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Ni s-a spus, uitați, Pădure Bogdan, lucrează. Dosarul a fost dat și nu v-am ce văzut pe care vreau să mă zic, nu fiu înțeles greșit. Dar dumneavoastră ne aduceți acuzii de menținerea mașinii dosare în care persoane sunt plecate în afară. Nu știu că acum am informat. Asemnarea cu fapt. Nici o problemă. Dacă aș fi vrut să... Dar puteați veni în cursul verii. Puteați, uitați, doamnă, verificați persoanele care s-au adus. Eu am intrat în poșa informațiilor astea în câteva zile. Asta vară ce puteam să vin să vă spun? Puteam să anticipez? Eu am solicitat un pic mai mult atenție și să vă informați un pic. Asta e toată chestia, n-am spus răutate, nu am avut nimic. Să știți că noi nu ne informăm, la noi ne vin taberașele. Uitați, doamne, că în fiecare sat nu sunt informatori, a plecat XXY. Noi ne-am dus, am verificat, le-am trimis în științare. Nu mai beneficiați începând cu luna următoare. Deci nu le menținem dosarul când ne zâmbești frumos sau... Nu, repet, nu am învinovățit pe nimeni. Da, am înțeles. Da. Am înțeles despre ce este vorba. Și eu aș putea să fiu supărată pe dumneavoastră. Pentru că în locuința fratelui dumneavoastră a stat Rotaru Maria. Femeia asta a stat între... Sunteți consilier. A stat în condiții inumane. Când am fost cu medicul de familie, femeia asta avea viermi la fund. Întrebați medicul de familie. Și a stat în locuința fratelui dumneavoastră. Putea să mergi odată pe lună. Nu, putea să ne sesizați nouă cazul.
Deci noi n-am știut. Doamna. Dar era clienta dumneavoastră la magazin. Au, deci mai am clienți la magazin, dar nu mi-ați supărat dacă au fie mult doar. Haideți ca să... Haideți ca să cheiem subiectul ăsta, că nu e... Aici chiar așa, deja eu... Spune acum, secretar. Mulțumim, domnule. Vreau să spun, simplu fapt că cineva este plecat în străinătate, nu înseamnă o demonstrație exactă cum că ar avea și venitul. Mai ales dacă stă 2-3 săptămâni. Vă dați seama, să plătească drumul de dus, drumul de întors, nu cred că face venitul în 2-3 săptămâni. Poate unii stau și pe un baschet, ca să nu mai exprim așa prea... Dacă ar avea succes, ar mai sta, stau 2-3 săptămâni, vin, sunt părâți la doamna Tatiana, le se mai suspendă dosarele, nu stau foarte mult. Pentru că dacă își execută orele de muncă folos comunității și vin la 3 luni și declară așa cum trebuie, și-o îndeplinit condiție de luare a... Dar oamenii ăștia sunt plecați de o lună jumătate, 2 luni, da? Și au un accident, nu are unul acolo. Se constată că e plecat de 2 luni de zile și l-a figurat că a luat și ajutor social aici. Vă dați seama... Nu contează că nu are pontaj. Pontajul are când face orele de muncă, atunci da. Nu este greșeala primăriei, este greșeala celor care eliberează banii de la instituția bancară, poate ce este. Deci, dacă ar trebui cu banii deci, acest, absolut, este indiscutabil, este lege în sensul ăsta. Eu mai îmi dați voie, da? Un pic, haideți, da. Mai aveți ceva de spus, domnule? Nu, Tatiana. Eu apreciez activitatea acestei secții din cadrul primăriei. În schimb, indisciplina este la ea acasă, în teritoriul respectiv, din ce beneficiază. Da, este adevărat. Merg în ferme, lucrează, merg în străinătate, cercesc, dar cât salariați ar trebui la această primărie să urmărim 300 de dosare, aproximativ, mai mult sau mai puțin. Cât să... Sunt două doamne, două femei, două salariate, cum le spunem, care... Deci 1260 da, de... Care aleargă și nu au numai 416. Deci, să ne înțelegem, sunt și alte categorii de servicii. Da, indisciplina, cum am spus, este la ea acasă. Vine aici și se învoiește 2 zile, 3 zile, depune cererea și mai vine 2-3 zile, o zi când vine la poștă bani și aici e hora lumii după fața pământului, indisciplina lumii, țipă, urlă, se pișe, se urinează pe lângă geamuri, pe lângă uși, dar greșeala nu pleacă de la primăria comunii Coțofănești sau de la Consiliul Local al Comunii Coțofănești. Pleacă de acolo de undeva, din vârf, unii nu ne mai săturăm pe banii noștri a contribuabilului să dăm bani de pomană la așa zis și săraci. Este foarte trist, dar nu avem un reprezentant al județului ca acest mesaj al nostru să ajungă în altă parte. Oameni buni, mai puneți frână. Au ajuns pensionari care l-au lucrat 40 de ani în combinatul chimic la Borzești cu masca pe față și au o pensie de 7 milioane de lei. Echivalentul cu o familie care are 3-4 copii la ajutorul social. Sau 5 copii. Da, deci mesajul nu trebuie la comuna Coțofănești. Mesajul ar trebui preluat de cei din vârf că nu de mult timp este o ordonanță, am auzit-o azi într-o discuție, o ordonanță în 2015 care modifică aceste lege 416, că înainte dacă aveai în măgar un câine, un catâr, o vacă, un atelaj, îți mai tăia din ele. Acum poți să ai și tractor, că nu-ți mai dai nimeni nimic. Mă rog, am dat un exemplu că nu-ți bine documentat o ordonanță. Deci mesajul nu este la Comuna Coțofănești. Comuna Coțofănești când vine acela curte de conturi, ne caută și în fund, românești vorbind. Cine a greșit, plătește. Da. Deci mesajul trebuie transmis în vârf. Mai sever cu banul public. Nu la Coțofănești. La Coțofănești, dacă Viorel Olaru, primarul comunii Coțofănești, nu îi semnează cererea pentru ajutor social, îl reclamă. Vine televiziunea, vine 10 ziariști și îi face albii de râu. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, pentru că abia văd și emisiuni, dacă le vedeți pe la Antena 3, pe la Antena... La Antena 1, unii dacă cumva ai greșit voi, sau am văzut un primar zilele astea cu handicapă pe la sub, handicapată pe la Suceava, că vrea să-i facă casă, vrea să-i facă masă. Oameni buni, sunt un om și încă un om lângă mine și încă unul în partea asta care am contribuit, dar am făcut și caritate.
Nu de la primărie, dar nu o să mulțumește nimeni cu nimic. Trebuie să le dai tot și mâncare și luni și marți și miercuri și sâmbătă. Dacă duminică nu le-ai dat, tot n-ai făcut nimic. Atât, mulțumesc. Deci mesajul nu e la Comuna Coțofănești. La nivel de țară sunt 7 milioane de beneficiari. Ați văzut ieri unde a fost procurorul general? La Ministerul de Interne pentru pensii de handicap. Unii dracu să mai ducă. Dacă ajungi și la Ministerul de Interne, că sunt pensionați, milițieni, polițiști, ce sunt ei, cu pilă, asta-ți-o la Dumnezeu. Mai vorbim de Coțofănești cu țața Ioana, că ia și ea 1 milion. Vorba de 140 de lei, când acolo sume mult mai mari. Dar ați auzit că sunt 800 de mii de polițiști și alte categorii sociale din Ministerul de Interne. Și cu ce spital? Spitalul Ministerului de Interne. Eu mai vorbim de spitalul municipiului Onești, unde te duci la Lipovei să-i dai 2 milioane, să-ți dai 2 luni de zile sau îi dai 1 milion. Băgăria e în vârf, nu la noi. 5 mii era... Atât, mulțumesc frumos. Domnul Vlad, deci asta aveți ceva să spun. Da, eu am ascultat doar dumneavoastră de cuvânt și le-am și consemnat ca atare. Acum o să mă refer pe la SAB, activități de protecție socială la nivelul Comunii Coțofănești. Nu cum bine știți, în cadrul Consiliului Local al Primăriei Comunii Coțofănești, compartimentul de asistență socială funcționează cu doi funcționari publici. Este vorba de doamna Savin Tatiana și doamna Aelene Liliana. Doi oameni cărora eu nu am le reproșa din activitatea lor, pentru că își fac treaba. Sunt date și nu asta nu pot confirma numai eu, adică eu confirm un lucru după ce am confirmări din alte părți. Dumnealor colaborează foarte apropiat cu AGPIS-ul. AGPIS-ul este Agenția Județeană pentru Prestații și Intervenții Sociale. Sau e altfel la... Nu. Agenția de Prestații și Inspecție Socială. A, și Inspecție Socială. Care schimbă de numele acum. Deci, de câte ori au fost controle pe linii de protecție socială, asistență socială, că au fost pe ajutoare sociale, că au fost pe avocații de susținere, că au fost pe bani pentru liceu, că au fost pentru... calculatoare, că a fost pe orice program a fost, nu am avut nicio problemă, dar nici cea mai mică problemă, ba din potrivă, Comuna Coțofănești a fost dat ca exemplu. Dacă vreți să vedeți ceea ce spun eu și să vă edificați, puteți intra pe site-ul AGPIS-ului și o să vă convingeți că suntem printre primele comune care ne facem treaba în mod serios și în mod responsabil. Eu chiar pe acest compartiment n-am avut niciodată probleme, nu vreau să ridic pe nimeni în slăd. Bine, se poate și mai bine în orice activitate, și în orice domeniu, și orice compartiment. E loc de mai bine. Dar nu am avut niciodată, cum de altfel nu am, chiar nu am niciodată emoții și nu mă ia cu frisoane dacă vine controlul la celălalt compartiment, fie agricol, fie cu contabilitate, și mai vorbesc că lucrăm în mână, fie la achiziții publice, fie la taxe și impozite, fie la știu, camera agricolă, chiar nu am dureri de cap și nu am emoții, pentru că știu că oamenii mei își fac treaba și știu că respectă legea și asta e cel mai important. Legat de protecția socială și revin la ordinea de zi și asta a fost legat cu de ordinea de zi, deci această protecție socială și rezultatele bune pe care le avem nu ar fi posibil fără, încă o dată să vă spun, fără ca instituțiile publice implicate în această, dacă vreți, ocupație permanentă, pentru că protecția socială nu înseamnă numai la bătrân, numai la copilul aflat în dificultate, numai la cel care a casa, numai la cel care nu are venituri suficiente, e vorba și de copiii abandonați în maternități. Se duc, nasc și las copiii în maternități și ne sună pe noi să luăm. Sunt oameni care au decedat la Onești și mi-au ridicat din morile. Sunt probleme când vin și ne anunță că moare omul de frig în casă și trebuie să-i duci lemne iarna. Și avem, dacă vreți, eu vă dau un milan, vă dau punctual. Sunt ien lucruri. Sunt probleme când anumiți cetățeni, vârstnici, copii, nu sunt tratați cum trebuie acasă, în familie. Deci nu au condițiile necesare și intervenim. Sunt copii care fug de acasă. Fug pe tren, fug și dorm prin gări, se ducă la București, pe la Constanța și tot așa. Oameni care cerșesc de-ai noștri. Deci este complexă activitatea asta de protecție socială, foarte complexă și în care societatea,
impliciți și noi facem parte din societate, să îi dăm atenția cuvenită. Nu se poate ca o societate să nu acorde protecție socială aproapelui său prin măsurile prin care permite legea și, bineînțeles, dacă putem face și acte de caritate din bugetul nostru propriu, e și mai bine. V-am spus, am avut cazul când am avut case arse. A trebuit să facem, rămâneau și știți cazul. Eu nu vreau să vreau. La Proceasa, la Bălan, la Bălțatul, la Borșan, la Tămășoaia, la Daniel și așa mai departe. Vă mai spun cei care i-am mormântat. Deci, numai că i-am dus la morg, i-am și mormântat. Să le cumperi și sicriu și cruce și să le pui și un prosop acolo. Deci sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri. Copii care n-au ce mânca, familii care n-au avut bani să-și iau var și au cu bani de la mine câte o găretușă de var, i-am dat și-a cumpărat var să-și vorbească, i-am cumpărat 2-3 kg de vopsea și-au vopsit stolăria la Bâlca. Vă dau, dacă vreți, deci nu vorbesc niciun, nici nu vreau să... Deci vă dau și bani în cazul. Deci dacă ar vrea să fac o listă așa, ține contenit, nu m-a apucat de dat var și opția. Legat de ajutoarele sociale, de care spune lumea, pe legea 416, pe 2001, avem mărcă. În orice lege, că e în România, că e în Franța, că e în Anglia, că e în Italia, ceea ce nu este interzis este permis. Dacă nu este interzis ceva, este permis. Și mă rog, ce spunea dumneavoastră? În legea 416, v-am spus că ați lecturat. În legea 416 se spune când se suspendă dosare sau se anulează, dar nu pomenește niciodată dacă e plecat în străinătate. Și mai uitați că o dată. Deci ce nu e interzis este permis, orice lege. Dacă cineva mă poate contradice, poate domnul Guliga, dar la legislație orală. Ce nu este interzis este permis. Una rămână. Am să vă spun, din 279 de dosare, din 1000, și ceva de persoane în dosare de ajutare. 279 de dosare. Pentru că avem un număr mare de persoane, ținând cont de componența democratică a comunei. Comuna cu Țopănești are componență democratică, care majoritatea sunt români, în schimb, romii sunt considerabili și vin din urmă. Vin din urmă da. Ca și creștere democratică. Pentru că au copii mulți și asta e dreptul lor, dreptul la viață, nu ne putem mai... Deci la 279 de dosare, în care ai 1079 de persoane, în care într-un dosar poate să fie abs de muncă 3, abs de muncă ce înseamnă? La 18 ani până la 60. Chiar la 65. La 16 ani. La 16 ani s-a modificat. La 16 dacă nu lasă formă de învățământ. Dar în formă de învățământ superior. Da, da, da. Eu m-am referit cu 18 ani, am luat-o cu general. Așa. Fraților, ca să ții 1079 de oameni, să le ții evidența la toți, când pleacă la din vârful Tămășoiei, în Italia, și ăla din vârful tot Borșanul sau pe vârful ăsta, este foarte greu. Numai dacă ai avea un GPS să le pui la fiecare, să le pui să îi monitorizezi. Deci e greu. E posibil și acum să avem care spune că de 2-3 luni. Important este ca ei, la 3 luni, să ne aducă adeverința la forțele de muncă. Și când trebuie să reînnoiască dosarul, să meargă la medicul de familie și aducă adeverința de familie și să vină să-și facă ori de muncă. Și acum eu v-am adus, ca să nu credeți că iar eu nu vorbesc prostii și nici nimic, uitați, și eu am aici evidență cu cei care au de făcut o remuncă. Și aici unii vedeți că e cu bifat roșu deja și le-au făcut. Le-au făcut. Deci și fiecare, în funcție de cuantumul ajutorului social, în bani vorbesc, au și ore de muncă. Vă dau aici, aici am Tămășoaie. Eu mă ocup de Tămășoaie și Coțofănești, domnul viceborțul primar se ocupă de Borșan și de Borșan. Uite, Alexandru Gheorghe are 72 de ore. 72 de ore înseamnă 9 zile. Ori 8 ore. Am fi încerc să fiu 8 ore, nu prea. Da? 9 zile. Acum, să nu credeți că avem de muncă în fiecare lună. Câte 9 zile. Că s-a adunat la 300 de dosare, dacă facem o medie la 50 de ore. 3 ori 5, 5, un chibit de 15.000 de ore. Foarte mult. În schimb, cu acești oameni am reușit și am luat și am făcut faza bună. Atât cât am putut să facem. Deci faza bună, vă legea 333. Cu acești oameni facem lucrări necalificate, că nu avem dreptul să facem lucrări calificate cu ei. Uite, astăzi, de exemplu, dacă vreți să mergeți în Lucian chestia acolo, facem zona de protecție în preșul incenea pe acolo, ca zona la cabina 2. Cu muruci, în picioare, pus fărâni, bate din piatra acolo.
Îi punem sârmi mai grupate, dar ce-o plus o lemene. Și gardul la școală la... La școală, la Borșan, facem un gardul nou fără bani. La Tămășoaia l-am făcut fără bani. Garajul din spate lui cele pentru microbuzul școlar, care îl puteți vedea, făcut tot cu dumneavoastră. Crăpatul lemnului tot cu dumneavoastră. Da. Ei vin de pază în fiecare zi. Am un program aici și aici am programul tot cine vrea să pe Borșan, pe sate, pe ea, și au cam câte 2-3 oameni. 2 oameni de la Borșan, 3 oameni de la Tămășoaia, în funcție de număr. La Borșan sunt mai puține dosare, dar Tămășoaia sunt mai multe. Deci 3 oameni în fiecare zi la treabă aici. Deci ei vin la treabă și fac 8 ore. Vin, de regulă, vreo 8-jumate, 9, și le dau drumul la 2-jumate, 3, de multe ori nu știu, vin cu mâncarea la ei. Da. Și ne facem treaba cu ei. Vedeți, doar vedeți, la șanțuri, la aia, vedeți zile, noi îi folosim. Că nu-și fac chiar în totalitate, nu cred că reușește nicio comunitate, niciun consiliu local să-i pună nu-și fac chiar în totalitate, în lumea de lume. Dar noi, pe cât posibil, facem asta. Ceilalți care sunt la funcționare și văd că fac de pază noaptea. Ala, o să spune câtă eficiență are și pază asta. Nici o persoană nu-ți mulțumit. Nu-ți mulțumit. Dar asta e fenomenal. Dar dacă n-ar fi deloc, eu cred că ar fi și mai rău. Măcar sunt acolo și da, până la informații. Da. A fost cu cembul, au fost la 5 minute, a dat un telefon cetățeanul noaptea la 112, prima dată mai degrabă a fost poliția locală decât poliția națională. Și e un lucru bun, zic eu după mine că e un lucru foarte bun. De asta vă spun că și cu plecatul la vaci și la... Deci, ca fiecare cetățean, respectăm Constituția țării și codul fiscal, ai obligația când ai venit să o declari. Ce obligație? Nu stă nimeni. Uitați-vă că s-au desființat inspectorii zonali. Mai sunt inspectori zonali care urmăreau activitatea firmelor și a micilor meseriași. Nu mai e niciun. La birou. Sunt acolo. Nu. Numai. Înainte aveam aici pe zona noastră, aveam pe domnul Mane. Domnul Mane a fost... Nu mai sunt. Că acum se presupune că omul din conștiință își declară singur venitul. Că dacă nu și-l declară, e ceea ce îmi spuneam noastră. Am primit cei care au avut depozite bancare. Și nu știu prin ce care acolo există o confidențialitate. Nu știu cum s-a respectat. Că am primit un tabel și în care le-am suspendat dosarele actorului. Ba mai mult de atât, ar trebui să dea banii care i-au luat. Da, înapoi. Și avem o grămadă de cazuri. El, dacă duce la vagi, este obligația lui să declare care a venit. Pentru că, de ce spune venitul minim garantat? Deci se dau bani dacă nu ai acel venit minim garantat. De exemplu, poți să câștigi, dau un exemplu, o familie cu 3 persoane, 3 membri într-un dosar, 3 persoane, are vreo 200 și ceva, 240 sau 200. Da, el poate și diferența este de ajutor social. Deci poate declara un venit de 800 de mii, vei vorbesc, și până la 2 milioane jumate se poate da ajutor social. Deci, el are dreptul să muncească. De asta îi spun un număr de ore pe lună. Să facă 72 de ore dintr-o lună. 9. În restul zilor, poate ducă în altă parte. Datoria lui este și-și declare venit. Că nu și-l declară, e altă problemă. O nouă problemă care a apărut, care ei nu știau. S-au dus pe la firme, cum spuneți dumneavoastră, pe la ferme. Și l-au venit pentru că acum patronii nu-și mai permit să mai angajeze la negru. Că de la 3 angajați la negru în sus, deja e infracțiune, este dosar penal. Și nu-și mai permite. Și n-ai niște avantaje și facilități dacă vă angajezi. Așa, bun. Acolo nu-s făcit. Acum, ei le-au făcut, i-au păcălit. Au făcut cum spune legea. I-au angajat. I-au făcut angajare. Și când s-au trezit că au venit la noi, de la Timiș, de exemplu, avem pe Bânca. Bânteanu Mircea, o 3-4, au venit, au realizat, așteptat venit. Băi, dați bani de acolo. Și de la Vrancea care au venit. Avem și cei cu fer vechi. Atenție. Care au colectat fer vechi, care au luat pe un sat și l-au dus. Au avut în bază de date, le-au făcut și dosar penal, au avut venit nedeclarat, sumă mare. Au avut și 100 de milioane de lei. Deci, ușor, ușor, se strânge cureaua. Iar obligația este celui care beneficiază de ajutor social să-și declare venit, să-și declare venitul în plus. Nu trebuie să-l condesc eu neapărat cu doi funcționari care, închipuiți, ca să ai 300 de dosar de ajutor social, că astea periodic se completează, se fac. Praia, alocații de susținere, alocații pentru dosare pentru calculatoare, dosare pentru bursă, pentru electric. Mai timp să, dar la cazurile punctuale ne ducem acolo, se zice, o problemă cu plecat, o problemă că copiii nu se ajută, o problemă cu bătrânul unui englez, mergem, luăm și poliția, luăm și medicul,
luăm și directorul de școală sau dirigintele sau învățătorul. Și așa se face protecția socială. De asta vă spun, eu nu zic că este perfect, nici n-ai cum. Nici n-ai cum, chiar arată. Să citești dosare, să știi exact cum e plecat fiecare din dosar. N-ai, e greu. Vreau să spun că nu acoperim pe nimeni, că e de ajuns să acoperi odată pe cineva, voi aici să spun tot. Nu acoperim pe nimeni. În schimb, de totdeauna am recunoscut, nu știți că ăsta a fost plecat și eu, na, am bun, nu știu, eu nu știu când pleacă la 12 noapte, pleacă din seară, 2 de ușoare în Italia sau în Ungaria, când pleacă în diverse locuri. Nu am de mult să știu, că chiar nu-i monitorizez așa, că n-am cum. Dacă aș putea, aș monitoriza. De asta vă spun că este foarte greu. Această problematica protecției sociale, care implică toate laturile și laturile de protecție sociale, este foarte, foarte greu de ținut la zi și la punct. Dar noi încercăm și băi funcționari, cu mine în frunte, cu ceilalți funcționari din primărie, care ne cunoaștem cazurile, și cu instituțiile care le-am amintit mai adinioar, care cooperăm și colaborăm, că fără ei nu se poate, și v-am pomenit chiar și biserica, și biserica mi spune, domnule, un caz social, uite, bătrânul ăla n-are cu ce trăie, n-are leve, n-are leve. Și ne ducem și intervenim. Este destul de complexă, dar noi încercăm să facem față, problemelor problematice și cazurilor speciale, cel puțin cele mai speciale din comunitatea de zonare. Da, vă mulțumesc, cam atât. Mai are cineva ceva de adăugat? Dacă nu mai fi nimic de zis, o să spunem la voi. Deci ar fi punctul 1. Și o parte din punctul 2, pentru că s-a citit deja proiectul de hotărâre. Punctul 2, raportul nostru. Și punctul 1. Bine, da. Deci sunteți de acord cu punctul 2. Punctul 1 zice că nu se spune la vot, așa zice domnul Alea. Dacă așa este, nu s-abține nimeni? Nu. Deci toată lumea este de acord. Mulțumesc. Atunci, în cazul ăsta, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 3 al anului 2015. Domnul primar, dacă... Da, o să rog pe doamna contabilă să prezinte materialul. Deci am să prezint un raport de specialitate privind contul de execuție de renunțele al Comunii Bucătivănești la finele trimestrului 3-2015. Subsemnata Iacomi Iulia, contabil al Comunei Coțofănești, județul Bacău, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale, legea 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, rogă aproba în ședința ordinară a Consiliului Local contul de execuție al bugetului local pentru trimestrul 3 al anului 2015, după cum urmează. Am să încep cu partea de venituri. Și anume, la capitolul impozit venit transferuri imobiliare, prevedem trimestrul 3, 3.000, realizat 3.724. Cote defalcate din impozit pe venit, prevedem trimestrul 3, 75.000, realizat 101.387 lei. Capitolul sume alocate pentru echilibrare, 480.000, prevedem trimestrul 3, realizat 473.313. Impozit pe clădiri persoane fizice, prevedere 24.000, realizat 20.174. Impozit pe clădiri persoane juridice, prevedere 45.000 lei, realizat 18.547 lei. Impozit teren persoane fizice, prevedere 42.000, realizat 31.514 lei. Impozit teren persoane juridice, prevederi 4.000, realizat 1.032. Impozit pe teren extravilan, prevederi 207.000, realizat 182.257. Taxe judiciare de timbru și alte taxe, prevederi 3.000 lei, realizat 1.502 lei. Alte impozite și taxe de proprietate, prevederi 32.000, realizat 17.188. Impozit mijloace transport persoane fizice, prevederi 31.000 lei, realizat 28.361 lei. Impozit mijloace transport persoane juridice, prevederi 3.000 lei, realizat 1.884 lei. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor,
prevederi 10.000, realizat 2.955. Venituri din concesiuni, prevederi 37.500, realizat 13.370. Venituri din prestări servicii, prevederi 5.000, realizat 4.049 lei. Taxe extrajudiciare de timbru, prevederi 4.000, realizat 3.479. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, prevederi 30.000, realizat 26.094 lei. Alte amenzi, penalizări și confiscări, prevederi 52.000 lei, realizat 29.865 lei. Taxe speciale, prevederi 33.000, realizat 17.532 lei. TVA, taxe pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului, asistență socială, 1.604.000 lei, realizat 1.604.000 lei. Taxă pentru valoare adăugată pentru drumuri, prevederi 37.000 lei, realizat 0. Taxe pentru valoare adăugată pentru echilibrare, 357.000 lei, realizat 328.000 lei. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN post-aderare, realizat 5.481 lei, subvenție pentru ajutoare de încălzire cu lemn carburant, prevederi 12.000 lei, realizat 10.726 lei, finanțarea programului național de dezvoltare locală, PNDL-ul, prevederi 185.000 lei, realizat 184.068 lei. Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prevederi 40.000 lei, realizat 39.816 lei. Sume primite din Fondul Social European, prefinanțare, realizat 78.849 lei. Sume FEADR, prefinanțare, prevedere 121.000 lei, realizat 104.163 lei. Total, prevederi trimestru 3 venituri, 3.476.500, realizat 3.333.492 lei. Întrucât am avut o investiție în care am solicitat un împrumut, deci credite interne de la o bancă, deci a mai fost suplimentat deci bugetul cu 98.780 lei. Am să în continuare să expun cheltuielile care se împart în două, cheltuieli secțiuni de funcționare și cheltuieli secțiuni de dezvoltare și anume investiții. La cheltuieli de secțiune funcționare sunt pe capitole, capitolul 5102 autorități publice, total prevederi 660.700, realizat trimestru 3, 621.630. Din care cheltuieli de personal, prevederi 500.000 lei, realizat 461.701, cheltuieli materiale 160.700, realizat 159.929. Capitolul 5602, transferul cu caracter general și anume pentru protecția copilului, prevederi trimestru 3, 62.000 lei, realizat 62.000 lei. Capitolul 6102, apărare și ordine publică, și anume poliția locală în cadrul instituției noastre care funcționează, prevederi 63.500, realizat 52.766 lei. La rândul lor, aceste cheltuieli se împart în cheltuieli de personal, prevederi 57.500 lei, realizat 47.494 lei. Cheltuieli materiale, bunuri și servicii, prevederi trimestru 36.000 lei, realizat 5.272 lei. Capitolul 65, învățământ preuniversitar, prevederi trimestru 3, 1.449.000 lei, realizat 1.253.127 lei, din care cheltuieli de personal 1.278.000 lei, realizat 1.122.497 lei. Cheltuieli materiale 171.000 lei, realizat
130.630 lei. Capitolul 67, cultură, recreere și religie. Cheltuieli total prevederi trimestru 3, 74.000 lei, realizat 61.956 lei, din care cheltuieli de personal 42.000 lei prevederi, realizat 30.070 lei. Cheltuieli bunuri și servicii, prevederi 32.000 lei, realizat 31.886 lei. La capitolul 6802, asistență socială, prevederi 186.000 lei, realizat 166.776 lei. Acestea se împart la rândul lor în indemnizații pentru persoane cu handicap, prevedere trimestru 3, 154.600, realizat 154.563 lei. Ajutoare încălzire cu lemn, subvenții 27.400, realizat 10.213. Ajutoare urgență prin hotărâri de consiliu local, prevederi 4.000 lei, realizat 2.000 lei. Capitolul 7002, servicii de dezvoltare publică, total prevedere 150.000 lei, realizat 142.721 lei, din care cheltuieli bunuri și servicii, și anume iluminat public, prevedere 150.000 lei, realizat 142.721 lei. La capitolul 84, transporturi, adică drumuri și poduri, cheltuieli materiale 20.500, realizat 16.700. Total cheltuieli de funcționare, prevederi trimestru 3, 2.665.700, realizat la finele trimestrului 3, 2.377.676 lei. Cheltuielile în secțiunea de dezvoltare, și anume investiții, la capitolul autorități publice, prevederi 60.300 lei, realizat 50.582 lei. La capitolul învățământ, prevederi 15.000 lei, realizat 10.000 lei. La capitolul 67, cultură, recreere și religie, prevederi până la finele trimestrului 3, 170.000. Prevederi trimestru până la finele trimestrului 3, 530.000 lei, realizat 511.901 lei. Total cheltuieli de dezvoltare, deci care se suportă din venituri, planificat 810.800, realizat 605.966 lei. Datorită faptului că am avut un proiect îmbrăcăminte bituminoasă cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, la cheltuieli se mai adaugă aceste cheltuieli de post-aderare, prevedere 121.000 lei, realizat 109.645, pe care deci mi-a ofirat AFIR-ul, deci agenția de la Iași pentru proiecte. Și așa cum v-am spus și de la venituri, mai avem sursa aceea creditelor interne, deci am fost nevoiți să apelăm la un împrumut pentru proiectul îmbrăcăminte bituminoasă, deci planificat 99.000 lei, realizat 98.680, atât cât a fost acordată de către un împrumut de la Banca Transilvania, care deci are scadență de până pe 3 martie 2016, dar noi am avut astăzi vizita în teren la investiția pentru îmbrăcăminte bituminoasă. Tot a fost corect. Până dumnealor au luat actele și urmează ca până la finele anului să ne vireze suma de 98.680, că ei ne-o virează de la Iași, ca să achităm acest împrumut, să nu ne ducem cu el până în trimestru, până în anul 2016. O achitare anticipată, nu? Da, da, sigur. Am explicat că noi avem bani, dar în faptul că au venit niște parale, pentru că e fixat o dobândă pe perioada de, la închipând anticipat. Noi aveam bani, da.
dar au plecat două investiții în același timp. Cum le vrea să decurgă și v-am explicat. Da. Una înainte și una după. Da? S-au semnat contractul la ea și depindea de ea. Da. Și atunci și m-a spus, noi avem bani, în schimb, nu avem să achităm acum. Decurg în același timp. Acum, eu trebuie să mă duc săptămâna viitoare la ea și să se vină contractul de finanțare. Și bun, bani de acolo, dăm noi stipulat în contract să achităm. Deci noi avem bani, noi ne-am băgat în contractul de rambursare anticipată, că unele bănci pretindeau lucrul ăsta. Nu, am prevăzut în contract, am zis că noi vrem să dăm bani înainte. Să ne vedem anticipat. Și fără să plătim. Unele bănci, exact, le spune, poți să dai anticipat. Dar plătești. Dar plătești dobânda pe cât ar decurge prunturile, că ai dat luna. Și noi am spus, am pus clauză în contract, pentru că l-am studiat foarte bine și am zis, la fost că la momentul că dăm, nu mai dăm anticipat. Anticipat. Da. Da. Deci, perfect. Dăm anticipat, dar nu mai dăm dobânzi în care trebuie să dăm într-un an. Poate mai luăm niște bani să facem altceva în 2016. Da. E prima dată când ne-am împrumutat la bani. Ne-am împrumutat și cu 10 miliarde atunci cu proiectul de armă. Tot așa, mi-a dat Iași înapoi, dar ca să luăm strict, să nu luăm din altă parte, deci totdeauna nu avem bani europeni. Ca să luăm strict numai de la noi să suportăm bugetul local, niciodată. Dacă cineva dintre consilierii... Da, eu, dacă două secunde. Văd acolo multe nerealizări la persoane fizice neplătându-și taxele și impozitele către... Obligația, nu mai vorbim că... către primărie. Respectiv, am văzut la locuințe un deficit destul de substanțial. Am văzut la terenuri agricole unde nu s-a citit. Eu nu știu la ce gândesc oamenii și de nu și achită. Am văzut la taxe de mașini, impozitul taxei pe mașini. Cred că aici ar trebui să am mai vorbit și cu altă ocazie, chiar să umblăm la sancțiuni, chiar să ne adresăm justiției, pentru că e o sumă destul de mare, doamna contabilice. Nu am reținut pe capitolele dumneavoastră, dar am reținut că la nerealizări destul de mult, față chiar de anii trecuți, când am făcut dezbaterea și aprobarea acestor venituri și cheltuieli, acum văd că s-au mărit. Foarte mulți, mă scuzați că intervin. Da, chiar vă rog. Și iau mașini și deci care le au și asta, deci ei practic, eu nu știu cum procedează de spot lua altele, pentru că ei nu vin să și le plătească pe cele care le are în evidență, că ele sunt în evidență. Aveți perfectă dreptate că la nivel de județ, la nivel de sau au pomosit tot felul de rable și tot felul de vârburi. Da. Ele vin din alte, vin prin poște. Și noi ne încărcăm cu aceste debite, dar nu este corect. Și la persoane juridice am văzut unii care nu-și achită. Persoană juridică înseamnă că are un PF sau are o întreprindere individuală la clădiri. Cine sunt ăștia? Ar fi trebuit să ne prezentați un tabel, domnul primar, să știm și noi cine sunt ăștia care trăiesc numai de îndatorii. Pentru că atunci trebuie să ne adresăm justiției. La ședința viitoare, când o să... Chiar vă rugăm frumos. Știți că în președința anterior v-am prezentat și din consiliul local. Știu, domnul primar. Știu. Funcție s-a luat, s-a analizat de la primar în jos. Da, domnul primar. Aprobăm impozitele pentru anul următor. Da. Ședința următoare, noiembrie. Da, și atunci, de la... Cred că ar trebui să facem un pas înainte, pentru că aceste paralele noi ne mai putem dezvolta, domnul primar. Mai putem face și noi ceva. Da. Să vă spun câteva cazuri punctuale, ca să pot și cu asta intru și în discuție. Ceea ce asemnarea dumneavoastră este foarte adevărat. În schimb, nu sunt datorii. Dacă vă spun un lucru, o să spuneți că nu e adevărat. Cei mai buni platnici sunt cei cu ajutoare sociale. Și cei care beneficiază de subvenții. Pentru faptul că ea avem aici mâna. Și acum fac și o trimitere la această dumneavoastră. Dacă vreți tabelul de-a lui, îl prezint într-o secundă, pentru că l-am. E tabelul e cu totul. Și am și m-am încasat. L-am acum la dispoziție. E în dosar. Am să consultăm la ședința următoare cu toții. Nu pot da și pe la sfârșit ședințe, că vă uitați fel. L-am la e pregătit. Eu am dosarul perfect. Și dosar pentru fiecare om, cetățean din comună, dosar pentru fiecare. Munteanu Costică. Și câte amenzi are, dosar e un dosar. Și pentru fiecare avem dosar. Indiferent că are o amendă sau două sau trei, avem dosare. Iar am un dosar în care am recapitulație toți cetățenii comuni care au amenzi, dar în special cei de la ajutoare social și care beneficiază din bani din partea Guvernului României. Ei sunt obligați să plătească, dacă nu-și plătesc astea, pică-i pică. Nu o lege care ne dă voie și ne dă voie să le dăm la clădiri, dar bine, tot ai legat să se îndare. Acum, ce vreau să vă spun? Că cei mai buni platnici sunt acei, care ai lucrători de loc.
ei m-au luat amenzi, că amenzile sunt multe și pe mine. Dar da, nu le-a fost. Ale, sunt persoane fizice, unei sumele nu sunt chiar mari, sunt persoane juridice. Că mi-e pare bine că a venit doamna Didina, care păi caz, special am venit. Are un caz mai special. Doamna Didina. Special am venit. Haideți să vă spun două cazuri. Pentru că am fost în două. Nu, dar lăsați-mă să termine. Da. Oamenii să fie informați. Consiliul local să fie informat și dumneavoastră să vă spuneți punctul de vedere. Păi da, la Prodicona SRL, așa se numește societatea. Nu se mai numește că nu funcționează din 2008. Bine, s-a numit Prodicona, că pe Prodicona exact. Cum este, este, e rămășița pe Prodicona. Normal că nu mai funcționează și nu v-a mai debitat. V-au pus majorările doar atâta. La Prodicona aveți în total de plată la primăria. Nu, nu, mai spuneți că știu care este situația. Dar nu, le spun consiliul local. Domnul primar, vă rogăm să dați citire la toate persoanele astea. Da, dumneavoastră aveți de plătit 53.720.000 lei în bani vechi. Bani vechi. Așa. La amenzi, mai aveți 30.110.000. Păi cum puteți să-mi puneți amenzi după... Deci nu mă pune doamna amenzi, doamna stați un pic, hai să ne înțelegem. Doamne, eu amenzile, procesele verbale de amenzi, eu, nu, instituția, le primește, doamnă, prin poștă. Eu vă pun o amenzi. Eu vă spun, vă, vreți să vă aduc dosarul? Nu mă interesează de dosar, dar nu mă interesează. Dovezile nu vă convin? Nu, 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 nu vă convin, nu e nicio problemă. Deci, în total, aveți vreo. Vă atrag amenția pentru de ce să vorbim părere. Lăsați să termină. Deci, în total, cu amenzi, de la doamna Regina, avem de luat de la Prodico, fosta Prodico, nu mai interesează, care este în lichidare. În lichidare, pentru că am notat aici. În baza articolului 237, legea 31 pentru 1900, prin lichidare este lichidare se face de cont expert SRL Bacău. Așa am informația, așa o dau. Nu am așa. Așa. Deci este în, în procedură de lichidare. În total are de plătit 83.100.000 și ceva. Și mâine sunt 90.000.000. Da. La SCE Florin și Mihaela. Așa, SRL. Aici durerea este și mai mare. Așa. Aici datoria este de 332.110.000 lei vechi. Cum ai venit? O să cobini cu niște bani. Păi stați! Vă explic foarte bine că am scos cazurile astea punctuale și știam că trebuie să dau lămurii. Dumnealui a venit, dar știți ce a plătit? A plătit rămășițile, majorările. Atât a reușit și cât de puțin la fiecare ca adică să miște. Penalitățile. Bun. Numai în, în anul 2015 am cașteat la dumneavoastră 41.000.000, vorbesc tot în bani, mă raportez la banii. 42, 41.820. La majorările 2% pe lună, oameni buni. 2% pe lună. Crește. La suma asta, cât asta va crește. El devea exact ca la bănci. Când ai pierdut la bănci și nu ți-ai plătit 2, 3, 5 rate, deja începi să plătești numai majorări. Eu am prieten care are împrumutat la bancă câte 300-400.000.000. Și n-au reușit să dea înapoi din 300 de loc. Au dat numai majorări, au dat numai dobânzile. Așa se întâmplă aici. Acum am auzit că pe masa guvernului și a discutat și premierul României. A ieșit se află, nu știu, se află că cei care își vor plăti până luna martie, vor beneficia de niște facilități ca să nu mai plătească majorări. Balastiera, da. Gara CFR. Care s-au schimbat completi sau Dumnezeu, nu Comore. Comore și pe aia Comore instal. Da. Tot așa în procedură de lichidare a mare în gază. Nu niște bani. Acum, doamna Didina a venit la mine, la mine, al altul. Am venit pentru că eram supărată cu apa. Da, și am să-i spun și cu apa. Hai să vă explic că am venit în 2008, exact în octombrie. Puteți să verificați procesul verbal, că l-am și eu de la dumneavoastră, prin cineva din primărie. Și a specificat și domnul Ghebuș, ca să-i aduc aminte din 2008, că am o memorie foarte bună. Știți că am specificat că din 2009 eu nu voi mai lucra pe Prodicona SRL la Coțofănești. În 2009, pe 25 martie, mi s-a venit de la Coțofănești că dumneavoastră, hai domnule, să o ajutăm pe fata asta. Eu nu am lucrat ianuarie, februarie, pentru că am avut probleme
de sănătate, asta e altceva. Putea să, deci timpul s-a dus. Am considerat adunată familia, dom'le, din toate discuțiile că era de a mă distruge, că aveam amendă de 100 de milioane pe Coțofănești și acum am rată la fată. Și am zis, dom'le, hai să închei să vedem ce facem ca să nu înnebunesc. Când mi-a venit ultima amendă, deci vă aduc registrul de control, care aveam cele mai multe amende cine de la Coțofănești. Da, nu mai are importanță. Păi, nu mai are importanță. Dar dacă stați deci, așa, stați, opriți-vă, vă rog frumos, nu așteptați, deci, mă angajez eu, domnul deci, președinte. Nu. Să, mă deci dacă nu, ies un răzgând. Cine a dat amendă? Nu are importanță. Cine a dat amendă, ca să știm. Nu era primărie. Nu am avut autorizație de funcționare. Primăria nu mi-a dat nicio amendă. Nu, primăria nu mi-a dat nici o amendă. N-ați avut autorizație de funcționare. Deci nu că n-am avut autorizație. A venit pentru altceva, e tăcâș și e tăcâș. Mi-a dat o amendă de 50 de milioane, 24 de ori. Foarte bine a făcut. Noi n-are nicio importanță, că toate eu am dat bani. Nu v-ați înțeles. Pentru, doamne, și sunt persoană juridică. Nu, domnule, că eu am avut firmă din 98 până în 2009. Deci eu am adunat toate chitanțele din 2009, că eu am lucrat din 1998, din iunie, de când am făcut firma, am plătit fantastic de mult, vreo 60 de milioane. Să văd și eu din Comuna Coțofănești care a plătit atâtea impozite. Am toate chitanțele. Nu se poate în 2015 să apar cu o amendă din 2008. Să-mi spună fetele din 2008 că am apărat în 2015 amendă. Am venit, am fost la curtea, nu se poate. Punct. Altă chestie. Deci eu am așteptat. Deci eu dacă nu, deci din greșeala asta care a fost, am stabilit ca spațiu să nu mai fie pe persoană juridică, pentru că dumneavoastră, toți consilierii, ați aprobat să voi cu Didina, cu Prodi, cu NASRL, să plătească 10% impozitul pe clădiri. De când am venit aici, am avut un război cu domnul Bogdan, cu domnul, că am cumpărat spațiu în 2000, am lucrat pe colaborare, legea hoților, proștii muncesc, hoții trăiesc, cu domnul așa, Bogdan, după aia domnul Bogdan, când se fac un act, deci am făcut actul cu Bogdan. Deci, da, e un excroc și jumătate. Ei, și numai. Nu, îi spun și îi spun. Sau îi spune și la un procuror. Dar nu mai are importanță. Important, eu, problema mea este dificilă, că tot s-a dus. Am venit de 100 de ori și m-am umilit la instituțiile statului. Eu am plătit. Deci eu, în momentul când am făcut un act de vânzare-cumpărare, în 2006, când mi-am cumpărat Skoda Octavia, am achitat toate datoriile. Deci pot justifica și persoană fizică și juridică, că nu puteai să-ți cumperi un... Dar unde, stați înțeles, deci dacă vreți să facem o discuție civilizată... Deci s-a greșit undeva, nu e nicio problemă. Opriți-vă că eu știu situația dumneavoastră. Deci, din deci primărie eu... foarte, foarte bine. Deci, dumneavoastră aveați obligația conform legii în momentul când ați încetat activitatea. Nu am încetat activitatea. Domnule, dar dumneata ai spus, am încetat activitatea că nu lucram pe punctul ăsta de lucru. Doamna Foicu, dumneavoastră ați spus acum că perioada de la ați încetat activitatea. Și nu, ei, în condițiile astea aveați obligația să mergeți la Camera de Comerț. La toate organele, întrerupă. Păi dacă instituția numită primărie, prin trezorăria comunii, venea și spunea, în perioada de la D, Voicu este nulă. Nu-i nimic, o să plătesc o singur cont. Stați așa, ascultați-mă. Vă promit eu că o să plătesc. Doamne, stați, nu mi-ați mai promis multe. Eu nu vreau să fac cu dumneavoastră, dar am obligația. Am obligația, în calitate pe care o am de consilier, să vă dau un răspuns. Vi-l dau, pentru că veniți în audiență peste tot, iar situația eu o cunosc. Doamne, impozitul pe mașini este lege. Nu ne jucăm cu ea. Trebuie achitat. Oameni buni, eu am avut trei tractoare și autoturism mașină. La data de
Până la 30 februarie am beneficiat de acea reducere de 50% de cătesti, mi-am achitat impozitul și nu mă trage nimeni adevărat. Domnule, este o greșeală, nu se repară, nu-i nicio problemă. Dar n-avem cum să reparăm instituția. Nu. Eu vreau să-l întreb pe contabil la șefă. Ai curaj să vii cu un referat pentru lucrul ăsta de reducere? Da. Dacă ai curaj, vin în curtea de conturi. Mă, dar a fost și curtea, doamna a fost. Dar am vorbit și cu băieții de la curte. Știu și răspunsul a fost nul și ne-a venit pentru cineva. Eu i-am arătat documente și a spus. Deci, doamna voi, iar societatea pe care dumneavoastră ați avut-o, această clădire pe care o cunosc bine. Presupun că nu eram ajutată în momentul ăla din 25 martie 2009. Da. Nu eram ajutată și mergeam în continuare. Eram exact când a venit popa bută și mi-a spart ușa domnul. Eram ca să-mi iei spațiu cu lumânare? Pentru datorii? Dar eu vă spun, doamna Voicu, în condițiile cu butei, cu nu știu care, boxerul sau altul, mergeți, doamnă, că avem procuror șef la UNECA. Mergeți, reclamați, iar dacă este o chestie, luați-l cu ghebuș, martor, că știți situația de aici. Dar de ce să-ți iau pe ghebuș? Că nu-ți pe ghebuș. Dar stați de țeală, îl cunoașteți foarte bine, nu-l cunoașteți. Dar ghebuș a spus atunci, hai să ajutăm fata. Da, dar am propus și s-a documentat. Și în marți, în cu 25 hai să fim serioși. A propus Consiliul Local, micșorarea. Pe baza aia am mers pe lucru. Și a mers la 1%, la minim. La minim am mers pentru dânsa. Dar am plătit, stați liniște, că am plătit 21 de milioane. Flori, deci și am aprobat sumele astea. Nu, domnul Ghebuș, am plătit 21 de milioane. Doamna, se plătește 100 care este pentru că vă rog președintele de comisie să se supună la vot trimiterea în judecată a tuturor persoanelor care au debit de la primăria Coțopeni. O să plătiți și dumneavoastră. Și ce foarte bine, dar am... Și greșești plătiți. Haideți să vă rădunesc eu un pic. Dar nu se poate să vă apară în 2015 cu amendă la mașină. Nu se poate. Dar nu v-a dat-o primăria, v-a dat-o poliția. Nu, dar n-avea cum. Dacă dați voie să rămâneți un pic, altfel batem apa. Am fiu și nu reușim. Dar nu mai, gata. Ce am discutat, am discutat. Deci doamna Divina a fost în afară, când a fost și în dățele anterioare. A avut o societate. Eu totdeauna am încurajat agenții economici care vor să-și înființeze firme, societăți pe raza comună, pentru de fapt, asta e dezvoltarea unei comunități. Să aibă firme, firmulițe, societăți, având angajați, automat se plătește și impozite la primărie, au și angajați ce duce acasă să pună pe masă la copii. Întotdeauna a fost deschis oamenilor care vor să facă ceva în comuna cu Țăvănești. Uitați, mai nou acum, vine domnul fost primar de la Onești, domnul Ighenă, și face o moară la... Da. L-am primit curațele deschise și în care a spus că acordăm și anumite facilități. Nu angajează 4-5 oameni, nu angajează, ne angajează, din cazul unui primărie. În afară de a fi un agent economic serios, vine și plătește. Acum, nu sunteți dumneavoastră singur agent economic în comună de Țăvănești. Avem destul, avem destul. Dar în cazul, lăsați-mă, ați văzut că eu n-am intervenit deloc. Cât ați vorbit dumneavoastră, eu am trecut. Cazul dumneavoastră, ați venit de ieri la mine, v-ați și supărat pe mine. Dar e drept, dumneavoastră ziceți pe drept. Dumnezeu v-a stabilit și legea. Legea v-a stabilit și economic, Dumnezeu sus, care e și bun. Ați venit și alaltă. Și ați venit cu chestia. Acum două zile, acum trei zile. Am făcut analiza la apă și nu colegi. Doamne, lăsați-mă un pic. Lăsați-mă un pic să vreau să spun și cu apa. Doamne, eu, ca să nu dați interpretare, buletinului de analize pe care l-a solicitat de la primăria comunului. Doamnă, lăsați-mă, doamnă, să vorbesc. Vă rog, insistent. Și acum las Consiliul să judece dacă am procedat corect. Pentru că dumneavoastră aveți interpretări la toate cazurile. Și sunteți subiectivă cu persoana dumneavoastră. Eu nu o să fiu subiectiv cu persoana, cu instituția primăriei. V-am spus așa, doamnă, ca să nu fie interpretat. Și dumneavoastră să aveți impresia că v-a păcărit primarul și instituția primăriei. Solicitați! Și ascultați ce am spus. Că a solicitat un buletin de analiză de la noua aducere de apă, tot o frânești de ori. Solicitat la DSP, la Direcția de Sănătate Publică. Rețineți. Doamne, lăsați-mă să termin, doamne. Solicitat pentru adresă, conform legii numărul 544, liberul acces la informații de care știți foarte bine, și acest document, un buletin de analiză, nu este document clasificat, nu este secret. Este voie să vi le liberez.
solicitați un buletin de analiză, ultimul buletin de analize al sistemului de alimentare cu apă, poți oferi și bulte. Și atunci aia n-au niciun interes să-l falsifice, să-l ajute pe primarul Olaru sau instituția primării Poțocalești. Și ăla, n-aveți cum să mai interpretați. Solicitați de la DSP. E corect sau nu e corect? Este a doua chestiune. A venit tot așa, că are amen și cu aia. Și am scos și am un dosar al doamna Dumnezeu. Și m-am dosar cu paza, m-am un dosar cu cadrul. Și numai cu aia. Și o alu scolin și cu peste tot. Eu mă documentez totdeauna, vin cu lecția bine învățată. Că nu vin cu lecția bine învățată, dar din gură cer legat să vă dau, să vă dau un răspuns la întrebări la ședința următoare. A doilea că așa spus, domnule, apar amens, că eu nu aș avea atâta, că mașina, că policona, că nu știu ce, și așa doar. Vreau să mai solicitați o dată, în afară că ați venit la fund în curtea de conturi. Domnule, mai riguros control decât al curții de conturi poate exista vreunul, acum la instituțiile publice, sau la instituția publică, nu de primărie, și la toate instituțiile publice, în curte de conturi. Bun. Și la școală, și la poliție, și așa mai departe, și la armată, și unul. Și am zis, domnule, a venit curtea de conturi și v-ați spus punctul de vedere. Eu n-am stat cu dumneavoastră. Când a stat de vorbă cu domnul la curtea de conturi cu cei doi domni, eu nu am stat în acea încăpere. Le-ați spus, uitați că domnul de la curtea de conturi nu vă dau dreptate. Că dacă vă dădea dreptate, spunea, domnule primar, dumneavoastră faceți și vedeți că ați greșit la prodicora a SRL cu doamna voi, cu din în calitate de patron, și vedeți că ați impozitat-o prea mult, că i-ați luat prea mulți bani, că nu am mers cu ăla. Să-mi spună, curtea de conturi, că virgulă, curtea de conturi, domnule, îți spune tot ce greșești. La urmă îți dă un raport. Un raport cu ce a constatat. Un raport care e destul de vreo. Că ia fiecare activitate în parte, la protecție socială, la contabilitate, de la registrul agricol, de la pășune, de la peste tot, de la școală și așa mai departe. Bun, nu v-a dat dreptate nici curtea de conturi. Și eu v-am mai spus acum aia. Atenție ce am spus și pe aia. Cum mai faceți o adresă către primăria Poțocalești. Noi vă răspundem din ce constă datoriile dumneavoastră. Vă și xerocopiem toate amenzile, toate datoriile, hotărârile de Consiliu Local, prin care s-au stabilit taxe și impozite locale. Dacă dumneavoastră sunteți nemulțumită, ne dați în judecată și dacă veți câștiga, eu, care mă bucur, dar aveți dumneavoastră chestia asta să comentați. Eu voi fi primul care mă voi bucura că am scăpat de un datornic. Exact. Și nu întrebează bugetul local. Și dumneavoastră vă veți bucura că scăpați datorii. V-am răspuns corect la ambele întrebări ale dumneavoastră. Ce așteptați de nu face să vă mai dăm încă o dată asta? Să ne dați un judecat. Și dincolo să cereți un... Că spuneți că nu corespunde buletinul de analiză. Bun. Aduceți-l la DSP că nu corect. Doamne, în primul rând aș fi un nemernic. Un nemernic. Doamne, atenție. Depinde ce vrei mă da. Dacă vrei să faci aplicată, poate nu corespunde. Aș fi un nemernic să dau populației spre consum apă care nu corespunde cu parametrii și să dea copiii în dezinterie. Sunt primul care dau cu subsemnatul la procuroare. Eu sunt primul. Cu așa ceva nu te joci. Nu te joci cu sănătatea oamenilor. Doamne, ferește! Dar eu am făcut-o pentru mine, domnul primar. Doamne, dumneavoastră... Pentru că dumneavoastră, apa, nici n-am nicio doamne, pitanță. Mie îmi face în momentul... Pentru că înseamnă că atunci, atunci asta, cei de... Înseamnă, atenție, și subliniez. Păi cum? Înseamnă da, că cei... Doamne, lăsați-mă să concluzionez. Înseamnă că cei de la DSP, dragi consilieri, sunt în cârdășie cu mine primarul și emite buletine de analize false. Că altfel ar trebui să-mi închidă sistemul de alimentare cu apă. Dar nu se poate, că dacă, intru, că dacă dau eu cu subsemnatul la procuror, dă și ce de la DSP? Că nu mi-a sigilat sistemul. Bine, ne jucăm cu chestiunile astea? Doamne. Dar despre foarte ce vorbim, domnule? Vreau să nu discutați ce bărbați. Băgați și polemic și zâzani în oameni că nu corespunde apa. Într-adevăr, apa de la Poțovănești, ca să vă spun eu, și știu toți consilierii lucrul ăsta. Apa de la Comuna Poțovănești este foarte calcaroasă. Are exact. Dar este, da, doamnă, dar este în parametrii de consum. Da, în august sunt parametri. Eu n-am văzut-o pentru. Dumneavoastră vorbiți de august și noi suntem în luna noiembrie. Păi, dar dumneavoastră n-ați spus că până în luna lui octombrie se reglează apa. Acum doamne, e reglată, n-ați înțeles? Păi, tocmai. Dumneavoastră vorbiți ceva și eu îmi vorbim altceva. Eu v-am spus și încheiem discuția, ca să eu nu fac. Eu v-am spus să solicitați un grup de analiză de la DSP. Și dacă nu corespunde, să ne dați o judecată. Acum doamna ar face o afacere, nu corespunde la asta. Mă dau peste cap să fac corectul, dar vreau de amenzi. Amenzile vin procesul verbal aici. Eu chef și după două, trei rondeze. Domnul primar, eu am luat amendă. Am luat amendă de circulație.
Am venit cu asta, am plătit-o în 24 de ori și am plătit-o la primărie. M-am dus cu chitanța la majorul care mi-a dat amendă și l-am treabă, domnule, nu ați primit nicio hârtie pe numele lui Ghevulta mea. Domnul Ghevulta, odată ceva și amenzile se pot da porile, s-a adună, frate. Haideți să vă spun o chestie. Domnul primar, era mama moartă la Iași. Feciorul era la volan, trebuia să mergem. Nu eram eu. Și era la mașina sorii. Un polițist undeva la podul, îi luai în zona aia acolo, erau restricții care n-au observat că deja era ziua mare, l-a prins cu 90 la oră, 50 la oră era indicatorul. L-a oprit în capătul altul, i-a dat, nu știu cât, 6 milioane, 7, mult cu punctele astea cu geolog. Am venit la Bacău, pentru că el e cetățeanul Bacăului, i-am plătit copilului amendă. Și la revedere, nu m-a tras nimeni oameni de bărneț. Domnul Ghebuș, dar eu în 2009, pe 2 aprilie, am făcut rocada din persoană juridică că dumneavoastră ați aprobat 10% impozitul pe echipă. Da, domnule, da, e adevărat. Am făcut pe persoană fizică, n-are importanță. Ba da, 10%. Valoare de impozitare. A fost 1, 3, 4. Și am venit pe 1 ca să puteți plăti tot. Domnul Ghebuș, am zis că poate am plătit 21 de milioane din 2007 până în 2009. Da, înapoi. Noi discutăm acest lucru. Haideți ca să încheiem. Vă rog frumos. Acum, degeaba, nu putem să... Lăsați, că mai există un consilier care vrea să ia cuvântul la punctul 3? Ne mai există în... Supunem la vot. Comisia. Statul meu este de acord. Nimeni nu se opune. O să trecem la punctul 4. Tot despre bugetul local este vorba. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015. Și acum o să dăm cuvântul. Da, tot eu. Doamna Iulia. Deci, având în vedere legea bugetului de stat 186 pe 2014, prevederile articolul 19 aliniat 2 din legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, având în vedere actul adițional numărul 1 din 9 septembrie 2015 la contractul de finanțare 10.097 din 9.06.2015 a Programului Național de Dezvoltare Locală aferent investiției în modernizare drum comunal DC117 și drumul local Comuna Coțofănești, având în vedere acordul de parteneriat numărul 12 din 2015 privind proiectul POSDU, să învățăm împreună pentru a nu abandona școala, rog a aproba în ședința de Consiliu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, după cum urmează. Se suplimentează cu suma de 2.000 lei, capitolul 0318, impozit pe venit, transferul din proprietăți imobiliare. Se suplimentează cu suma de 12.000 lei, capitolul 070102, impozit pe clădiri persoane fizice. Se suplimentează cu suma de 5.000 lei, capitolul 070203, impozit pe teren extravilan, se suplimentează cu suma de 1.000 lei, capitolul 1602, impozit mijloace de transport, se suplimentează cu suma de 4.000 lei, capitolul 1650, alte taxe pe utilizarea bunurilor sau desfășurare de activități, se suplimentează cu suma de 5.000 lei, capitolul 3550, alte amenzi și sancțiuni, se suplimentează cu suma de 291.000 lei, capitolul 42.65, subvenții privind finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, se suplimentează cu suma de 1.609.000 lei, capitolul 450203, prefinanțare privind Fondul Social European. La partea de cheltuieli se suplimentează cu suma de 15.000 lei, capitolul 510201, autorități executive, se suplimentează cu suma de 5.000 lei, capitolul 5502, dobânzi și comisioane, se suplimentează cu suma de 1.609.000 lei, capitolul 65, învățământ, titlul 8, programe din Fondul European de Dezvoltare Regională, se suplimentează cu suma de 5.000 lei, capitolul 670250, alte servicii în domeniul culturii, recreierii, și anume titlul 7, active nefinanciare, cheltuieli de capital. Se suplimentează cu suma de 16.000 lei, capitolul 7050, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale.
se suplimentează cu suma de 291.000 lei, capitolul 84.02.03, drumuri și poduri, și anume titlul 7, active nefinanciare cheltuieli de capital, aferent investiții, modernizare de drumuri locale, comuna Coțofănești. Da. Acum, dacă vreți să ne dezvoltați un pic mai pe înțelesul tuturor, că dumneavoastră ne-a spus niște cifre, dar nu toată lumea înțelege. Da, deci... Sau dacă nu ajutorul domnului primar, știi mai exact despre ce este vorba. Să înțeleagă doar. Așa, că eu... Da. Deci, cu domnul director de la școală s-a semnat, și bineînțeles și în prezența lui domnul primar, un acord de parteneriat privind un proiect postru, să învățăm împreună, pentru a nu abandona școala. Acest proiect este în parteneriat cu o școală generală din Râmnicu Sărat, județul Buzău, și s-a hotărât, nu știu prin ce mijloace, cum de s-a, la comuna Coțofănești, să dăm o șansă persoanelor care încă nu... Cum? De dămas. Nu. Nu. Fac o clasă. Pentru a învăța, pentru... Să-și completeze studii. Cum s-a făcut odată? Da. Și acesta este un program din Fondul European de Dezvoltare, care se suport de la Postru, care se subvenționează din finanțare și cu finanțare națională și cu finanțarea Uniunii Europene. Și fiind atâtea cheltuieli, că sunt cheltuieli pentru, cam aici, pentru derularea proiectului, salubrizare, cheltuieli, dar nu, acum aprobăm suma exactă, că se ridică la 1.609.000 și sunt repartizate pe niște linii bugetare, resurse umane, care cuprind cheltuieli de personal, din care management de proiect, cheltuieli experți, contribuții angajatori, linii bugetare, cheltuieli cu cazare, transport, capitolul bugetar 2, alte tipuri de costuri, cheltuieli pentru derularea proiectului, cheltuieli de tip FDR, nu FADR. Apoi avem costuri indirecte, utilități, cheltuieli financiare, materiale consumabile, un total de cheltuieli, deci de 1.609.000 lei. Noi am deschis aceste conturi la trezorerie, dar ei se ocupă de toate cheltuielile, proiectul în sine cel mare, de la Râmnicu, ei au angajați experți, noi, asta este forma care să o trecem prin Consiliul Local ca să aprobăm această sumă. Fără a implica niciun fel de cheltuiel și niciun fel de... Fără a implica. Da. Și el la altul program, mai degrabă chiar de protecție socială. Asigurăm masă la un număr de 100. Aproape 100. Și dăm banii cu ei. Tot pe banii europeni, numai că avem și noi parte de contribuție. Proiectul este foarte mare, undeva la 800 de milioane, tot vorbesc pe bani. Deci noi ne ducem undeva cu 80 de milioane. Acum, o perioadă le-a dat mâncare cald acolo, cu acordul semnat, s-a dat semnat domnul primar la Consiliul Județean, deci ne-a mai dat încă
adică 291.000 lei. Nu 2.900.000 da. Adică la rectificarea asta care se va da, da, da. Va veni. Va veni. Deci banii ăștia sunt dați pentru programul PNDR. Noi pe programul PNDR avem investiția de asfaltare drumuri locale, din care face parte din podul ăsta care se face spre Republica Vestitare și acel tronson de drum care se face școală. Bine, și toată comuna, tot satul Cosocană și Patron și tot satul Borșan. Ce se întâmplă? Chiar azi, când am venit și presă și mi-a la ședință, eram în discuție cu executantul Patronepu, era domnul director, domnul Palea. Așa, domnul Palea. Era Palea. Era dirigintele șantier pe Asodină și era proiectantul domnul Gileanu de la Bacă. Și un domnul inginer care răspunde de lucrare de la Aponea. Discutam că nu ne înțelegeam, e ceva prevăzut acolo, niște piatră care trebuie adusă de la Suceava, de la Malna, de la Aghita, era o discuție, o schimbare de soluție. Aici ne s-au dat niște bani, până acum, cu banii ăștia care se dau, trecem de 10 miliarde, în total de 62 miliarde. Deci, puțin. E de vreo 12%, 15%. Acum ne-am mai dat cu suma de 2 miliarde 900 de ani. Dumneavoastră vă referiați și eu am și anticipat la ce despre rectificarea bugetară care va fi și care va fi în pozitiv. De care pomenea primul ministru. Deci o rectificare în octombrie, la sfârșitul octombrie, care va fi destul de substanțială și va fi pe pozitiv. Rectificările pot fi pe pozitiv sau pe negativ. Asta va fi pe pozitiv. Și probabil că așteptăm și noi. Ei, noi banii ăștia 2.900.000 să aprobăm că banii nu se dau decât în momentul în care este lucrarea executată. Domnul primar a semnat actul adițional. Contractul a semnat actul adițional la contract. În 9-a 6-a. Și în urmă, dacă ne mai dăm, s-ar putea să ne vedem. Va veni banii în noiembrie, precis în noiembrie și va trebui să pușim repede, pentru că la 31 decembrie... Trebuie cheltuiți în condiții de legi, fără să... La cheltuiți personale, eu în noiembrie și decembrie nu am. N-au fost prins de la început. Și aveam în noiembrie și decembrie. Mizăm pe rectificare. Rectificarea asta pozitivă. Dar nici rectificare de la... Nu va veni, n-a venit nimic de la TVA, de la retur. Nimic. Nimic. Mă gândeam că poate veni... Deci, comisia favorabilă. Deci, sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Toată lumea e de acord. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Comunei Cotofănești cu obiectivul de investiție în ființare parc recreativ în satul Borșan, Comuna Cotofănești. Expunerea motivele la proiectul de hotărâre prin completarea domeniului public al Comunei Cotofănești cu obiectivul de investiții în ființare parc recreativ în satul Borșan, Comuna Cotofănești de Zbaglă. Domnul consilier, după cum cunoașteți, în acest an s-a finalizat obiectivul de investiții în ființare parc recreativ în satul Borșan, Comuna Cotofănești. Este necesară trecerea acestui obiectiv în proprietate publică a UAT, adică Unității Administrative Teritoriale, prin hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legii numărul 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Urmează ca apoi să transmitem hotărârea Consiliului Județean Bacău pentru întocmirea hotărârii de guvern de atestare în domeniul public al comunei al obiectivului. Având în vedere cele mai sus arătate, supun dezbaterii de deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat astăzi 28.10.2015. Raportul al domnului secretar. Raport la proiectul de hotărâre prin completarea domeniului public al Comunei Cotofănești cu obiectivul de investiție în ființare parc recreativ în sat Borșan, Comuna Cotofănești, de Bacău. Subsemnatul Marea Vasile, secretarul Comunei Cotofănești de Bacău, la proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Cotofănești, Valoriu Viorezu, arăt următoarele. Investiția arătată mai sus a fost finalizată în numai fund din 2015 pe domeniul public al comunei, respectiv lângă școala din satul Borșan. Lucrarea a fost executată prin achiziție publică de lucrări conform ordonanței de urgență a guvernului numărul 36/2006 din fondurile PNDR din Gal Valea Trotusului, în conformitate cu prevederea articolului 7 din legea numărul 213/98 din
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia să stabilească modalitatea de dobândire a proprietății publice. La litera B se prevede modul de dobândire prin achiziție publică efectuată în condiții legii. Având în vedere cele mai sus arătate, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fond și de formă cerute de lege și poate fi supus dezbaterii zbăzării Consiliului Local al Comunei Coțofănești. Iar aici propun spre aprobare către dumneavoastră, domnilor consilieri. La punctul 1 se aprobă completarea inventarului domeniului public, bineînțeles cu motivația legală, preambulul legal din față, pe legea 215 și pe legea completării, pe legea proprietății domeniului public. La punctul 1 se aprobă completarea inventarului domeniului public al Comunei Coțofănești de Ciuacău, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 1999. Atunci este inventarul domeniului public a tuturor obiectivele de operație a comunei și care mai obiectăm pe acest obiectiv. Următoarele investiții. Înființare parcă rectiv în satul Borșan, Comuna Coțofănești de Ciubacău, cu următorii indicatori. Suprafață totală amenajată, 86,87 metri pătrați. Sunt realizate alei pavate, alei din lemn, tratat, platforme cu petriș și nisip, precum și amplasarea de mobilier pentru locuri de joacă, balansoare, simple, și cu axe leagăne, ansamblu de joacă, bănci, două coșuri gunoi, doi stâlpi electricitate, doi stâlpi cu iluminat public, cu panouri fotovoltaice. Parcul este gata, mâine sper să semnăm ultimele arte la el, astăzi mai sunt finisajele pe care le... Și vă invităm la... la recepția finală și la inaugurarea parcului. La ce ori? Vă vom anunța în timp util ca să nu... Nu la... Hotărârea este... Da, uite, iluminat publicul era aici. La ce spală de la Borșa? Cu panouri și spații de protecție... Protecție privată de zare cauciuc. Terenul este împrejmuit cu gard, cu socul de lemn tratat cu înălțime de 1,5 metri și cu suprafața înierbate. Valoarea totală a investiției, nu e așa de mare, este de 1.756,02 lei, adică undeva la 17 miliarde, 1.700 de lei. Prin grija secretarului, această hotărâre va putea face instituție prefectului, Consiliul Județean, primarului și dumneavoastră, domnule consilier. Mulțumesc. Să puneți la parte. Acum. Comisia vizează favorabil și propune o formă inițială. Dacă aveți vreo discuție, dacă nu se poate mă rog. Pentru? Pentru? Pentru că să vă jucați în parte. Da. Dacă... Sunt copiii grăma. Da, da, da. Dacă cineva mai are altceva de discutat. Deci, cum ar veni un punct, ca direcție. Dați un pic. Eu am să nu da. Am primit de la Avis, de la Batău, doar de salubrizare, domnul secretar, în care mi s-a comunicat că trebuie să aprobăm partea de plată a noastră pentru ridicarea bunurilor, menajeri de acasă. Și din discuții pe care am purtat la Bacău, am căutat să căutăm un preț foarte mic. Atenție! Exclusiv persoane fizice. Persoane juridice vor face contract direct cu societatea Rompres. Este de 3,7 lei de persoană, 76. Deci 38.000 aproape de persoană pe lună, în condițiile în care cu noi e foarte un preț foarte bun. Vine săptămâna asta, ridice? Da, de 4 ori, de, atenție, 38.000 de persoană. Deci în condiții la 4-5 persoane ai, 150.000 de lei pe lună. Ia de 4 ori pe lună, vara, iar iarna ia de 2 ori. Acolo unde zonele sunt inaccesibile și pe timp de vară, pe timp de iarnă, se vor face acele platforme de gunoi în care oamenii, pentru că, dau un exemplu, la Tămășoaia, la doamna a fost primar jos, la Viorel Cirga, da. Se vor face platforme sus, oamenii se vor duce și vor depozita acolo, iar ei le vor prelua de acolo cu angajații din foarte bine. Deci sunt și zone în care nu poți ajunge. Dar pupelele astea cum s-au distribuit? S-au distribuit, noi am pus afișe și am anunțat. Da, am anunțat și ședințele Consiliului Local, că se vor distribui pupele. Pupelele sunt gratuite, fără niciun lăb. În condițiile în care suntem obligați, ca și cetățeni europeni, așa, să facem contracte de
salubrizare. Deci nici nu că vrem sau nu vrem. Pentru că pe raza comună se soate bine, noi nu mai avem declarată și nici nu trebuie să mai avem nici o groapă de gunoi. Deci nu există groapă de gunoi. Nici care să corespundă, nici care să nu corespundă. Că mai pune oameni și mai aruncă pe aici pe acolo, dar trebuie să-i depresăm și pe acești oameni. Deci, că, fac, că ia pubelă, că nu ia pubelă, contract de gunoi va trebui să facă pe toată lumea. Și va trebui să plătească. Acum, ce n-am înțeles eu din tot aici, ce n-am înțeles, adică mai trebuie să se clarifice. Nu cred că la copilul de un an, deși și la ăștia cu Pampers ăștia, nu știu, aici niște neclarități, dar s-ar putea să rămână la aceeași chef. Și eu, poate la copilul de la 0 la, dar v-am spus, dacă te duci pe dealul, vezi numai grămezi de Pampers. Aproape că produci mai mult decât unul de zonă. Dar prețul e bun. Prețul este bun. Mai bun decât au cei ăștia care nu ia gunoi acum. Deci, absolut e mai bun. Și eu am ținut foarte mult și le-am spus la oameni, de-aia am pregătit pentru lor. Maxim 5 lei va fi, am zis că și am căutat sub 4 lei și e excelent. Sper să rămână. 50. Iar cu vere vom primi în altă tranșă, în să mai tranșă. O să punem afiș și o să vă anunțăm din timp și veniți să vă să vină nu avem, nu avem. Ce-am avut să-i cuiți la tot. Mai trebuie să facă un sfat. Da, bunoiul nu va fi. Peste ce mai trebuie. Nu, tot noi în casă. Nu, de în casă, nu în casă. Nu, să vedem ce facem după aceea. Dăm niște amenzi pentru ăștia care duc. Și pe deal acolo, disperi. Păi dacă o să plătească, probabil nu o să le mai ducă. Dacă o să plătească, probabil nu o să plătească. Nu, 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 acum mă duc chiar și iar fac. Acum treci pe acolo. Prind, să-mi termin cu creșmuirile astea, cu apa și cu maia și faia. Și am văzut că pe deal acolo am pus niște pământ să nu poate pune brața cimitirului. Am venit cu o maldă și într-un loc unde n-a pus o băra, acolo, o neplând, acolo, domnule, acolo a pus. Da. Și rugămintea, am băiatul ăsta cu lumina mai bine. Astăzi am purtat o discuție, vă lăsă, vă zic că nu vă zic. Astăzi am purtat o discuție și a zis foarte ocupat, e vorba de Leon, care se ocupă. Și am spus Iulian, vină te rog și fă-mi punctele. Vreau să vă spun că aprindem, luminile le aprindem manual. Și băieții ăștia mai uite să le aprinde, că vreau să defectează. Două puncte le aprindem manual, la pe strada Gării, de la școală, și pe aici din parc. Cel ăsta se aprinde automat, ăla la Borșan se aprinde foarte târziu și ăla, foarte. Și nu putem umbla la el, că sunt automat. Da. E luna. Și avem și la bine. Deci săptămâna viitoare avem toate promisiunea că o să vină și o să cumpărați voi. Nu avem acum. Nu e vorba de mine ca persoană. Nu avem. De ce este stâlpul la mărarea lui Bulina acolo? A pus pe capul. A pus, nu mai merge. Nu mai merge, nu. E o primară, Tămășoaia. Deci chiar azi dimineața femeia aia a scris ședință și m-a rugat. Sunt 80 de vieți. Aveți cuvântul. Mai bine să regleze. Ba da, vă reglați și la Tămășoaia. Am cumpărat și tot târziu s-a mai bine. Nu mă credeți, nu mă credeți. Avem un. Domine și îmi cer scuze. Domine să fim târziu în toată de sat. În toată de sat. Săptămâna viitoare, cel târziu, vom regla să se aprindă la timpul. Vă mulțumim pentru la...